Întrebasem de alegeri care țin de politică. Politica influențează însă pe piața locală și altfel piața de publicitate. Acum a trecut deja anul de la celebra ordonanță a publicității TV, care a dat peste cap piața. Am trecut de primul an. Ați trecut de primul an. După acest prim an, agențiile vorbesc despre faptul că lumea a intrat pe un făgaș normal, că banii până la urmă circulă în piață, ajung la televiziuni. Până la urmă, cât de normal este acest făgaș? Făgașul, mă rog, nu e neapărat un lucru normal. E anormală ordonanța în sine prin felul în care a fost dată, pentru că nu era un eveniment de un asemenea interes național încât să necesite o ordonanță de urgență, asta e clar. Însă lucrul bun a fost faptul că ne-am mobilizat cu toții foarte repede. Adică tocmai pentru că previziunile erau foarte urâte despre ce ar putea să se întâmple, că va fi un blocaj în piață, a fost un leadership clar din partea agențiilor și vorbesc de toate agențiile care s-au implicat foarte mult în prima parte în a găsi o cale și, din fericire, toată lumea a colaborat, și clienții, și televiziunile, tocmai ca să meargă lucrurile bine. Și s-au găsit căile legale astfel încât să funcționăm. Dar anul trecut a fost o efervescență în piață din partea, a fost foarte multă presiune să se schimbe lucrurile din partea asociațiilor, mai puțin din partea agențiilor individual, dar din partea asociațiilor de publicitate. Da. Această presiune pare să fi slăbit anul acesta. Știu un eveniment în care s-a pus problema ordonanței, dar cam atât. E normal ca agențiile să accepte realitatea nouă, având în vedere cum a apărut această realitate prin intervenția autorității într-un business, intervenție unilaterală. Da, intervenția a fost, într-adevăr, n-a fost deloc ok ce s-a întâmplat, iar eu zic că a fost un caz ideal de colaborare între agenții și, da, presiunea a fost mai mare la început. Nu putem decât să sperăm că o să aibă un răspuns într-un final. Deci mai sperați. Da, sigur. Într-o schimbare. Da, sperăm într-o schimbare care să aducă la normalitate și să se țină cont de ceea ce am obiectat la ordonanță. Aveți semnale că se va schimba în... Deocamdată nu. Sunt doar zvonuri, dar până nu se întâmplă, tot în zona de TV. La nivel global, grupul mamă al Mindshare, WPP și Grupem, rețeaua de media, sunt cunoscute ca fiind foarte implicate în piața de media, implicare care atrage și critici, atrage și aplauze în funcție de caz. La noi în România se întâmplă mai puțin. Voi lucrați cu media, dar implicarea voastră în piață nu se face așa simțită. La nivel local, oricum, trebuie să urmăriți și voi toate evoluțiile care se petrec la nivel de furnizori și la nivel de TV-ul care reclamă cea mai mare parte a pieței, se petrec foarte multe lucruri în ultima vreme. Da, da, așa este. În ultimul an a fost plecarea lui Sârbu, a fost tot ce a urmat după plecarea lui Sârbu la CME, a fost fluxul de vedete către antene, au fost problemele de la TVR, de la Prima. Voi ce urmăriți cel mai mult? Noi urmărim să ne consiliem clienții într-un mod profesionist. Și este sigur că e un pic mai greu în momentul în care se întâmplă atenția. Știu că audiențe, pe voi vă interesează audiențele și să fiți acolo unde sunt audiențe, dar dincolo de asta. Da, ne interesează audiența, dar acum se vorbește din ce în ce mai mult despre conținut și despre contextul publicității și am auzit multe întrebări și discuții pe tema asta. Pentru că vedem ce fel de conținut e la televizor și își pun și clienții problema din ce în ce mai mult încotro. Nu suficient de mult. Adică
totuși primează analiza de audiențe. Și ce se întâmplă anul ăsta, toate incertitudinile astea, sigur că nu bune, adică adaugă un plus de incertitudine. Sunt foarte mulți, avem foarte mulți clienți care ne întreabă încotro ce o să se întâmple. O să scadă Pro, o să crească antena. Și mulți dintre ei își se gândesc chiar să-și amâne un pic niște decizii. Adică nu neapărat, deocamdată n-am asistat la niciun caz de sistare de buget sau de scădere de buget. Din cauza incertitudinii referitoare, nu la conținut, ci la evoluția pieței de televiziune în condițiile astea. Adică nu. Pentru că există obiceiul ăsta de a face un commitment pe un an de zile de bugete la televiziune și de a negocia dealurile pe un an de zile. Acum se schimbă un pic treaba și e necesară și o altfel de viziune. Adică sunt cazuri în care ne gândim la o negociere pe termen scurt, nu știu, trimestrială, hai să vedem ce se întâmplă, hai să negociem pe campanie. Se schimbă lucrurile și nu e un lucru bun pentru piață în general. Adică nu e, dai seama că nu e o condiție de bună pentru creștere. Menționai o rezervă, o reținere a clienților care s-ar face simțită în privința conținutului pe televizor sau în media în general. Pe televizor. Ai văzut acțiuni concrete? Din partea clienților? O reacție la conținutul existent? N-am văzut acțiuni concrete, nu. Te aștept să apară astfel de acțiuni? Având în vedere felul cum evoluează conținutul pe TV în general, nu mă refer la o stație anume. Nu știu, depinde foarte mult de oameni aici. Adică depinde mai puțin de corporații cât de oameni. Adică e vorba de iau atitudine la ceva ce mă deranjează sau nu.